Absolvenții care sunt în căutarea unui loc de muncă sunt așteptați în data de 27 octombrie la Bursa Locurilor de Muncă. La momentul actual, în județul Vâlcea, sunt peste 300 de locuri de muncă vacante. În data de 27.10.2023, începând cu ora 9, AJFM Vâlcea organizează cu sprijinul Universității Constantin Brâncoveanu Bursa Locurilor de Muncă dedicată absolvenților de învățământ. Au fost invitați să participe un număr de aproximativ 500 de șomeri, însă la eveniment sunt așteptați să participe atât absolvenți de învățământ, cât și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă sau persoanele care doresc să se reorienteze profesional spre alte ocupații. Angajatorii sunt de asemenea așteptați să participe un număr cât mai mare. Avem un număr de 322 de locuri de muncă vacante. Au fost contactați un număr de 75 de angajatori, iar 27 dintre aceștia și-au arătat disponibilitatea de participare. Absolvenții și persoanele în căutarea unui loc de muncă vor avea la dispoziție o ofertă diversificată de locuri de muncă vacante. Principalele domenii de activitate sunt în industria textilă, construcții, alimentație publică, turism. În meserii ca confecții, dulgheri, zidar, bucătar, ospătar, iar pentru persoanele cu studii superioare sunt oferite locuri de muncă în domeniul IT, construcții, industrie alimentară. La această bursă sunt așteptați și vâlcenii care doresc să își schimbe locul de muncă.